Să ne îngrămădim la cuvinte. Să rămână, bun venit. Bine v-am găsit. Bun venit la noi, de unde? Din Călăraș. Călăraș, hai că nu-i departe. Nu-i departe. Ai, doi pași. Așa e. Ce faci în Călăraș, Felice? În Călăraș sunt învățătoare. Frumos. Pe lângă a avea o familie frumoasă. De câte vreme învățătoare? Oh, din 95. Wow. Faceți voi calcul. Wow. Pare așa de maxim 30 de ani. Probabil datorită profesiei. Da, stai mereu între tineri. Stai mereu cu ei, cu copii. Te întinerește asta, așa nu? Așa e, da. Ce ai făcut? Ce ai terminat? Liceu pedagogic. Pedagogic. Școală normală, Matei Basarab, așa e denumirea. La Slobozia, în Iarnița. Niște ani buni de... Ce ți se pare că au cei de acum și n-au cei de demult, aia la... din 95, ca elevi? La copii te referi? La copii, da. Cei de acum au mult mai multă spontaneitate. Da, zim la caracter, cum stau? Zim la caracter, că inteligența, mă gândesc că ăștia sunt mai deștepți decât aia. Sunt mai dezinhibați. Caracterul? Da, n-aș vrea să intru, n-aș vrea să facem generalizări. Așa e, depinde. Ai dreptate, îmi place asta. Chiar că fiecare om e o lume, fiecare om, fiecare copil e altceva. Frumos. Și mediul contează enorm. Familia, fiecare de unde copil pleacă. Categoric. Felicia, am definiții pentru tine. Domnul Alex a reușit, cât să ai? 5800, Alex. 5800. Felicia, la 5900 suntem pe prima poziție. Doamna învățătoare. Simplu. Țesături de pus la spălat. Rufe. Păi nu. Nu sunt rufele astea? Hainele alea curate, murdarele le pui la spălat, rufe. 4 secunde. 400 de lei. La Călăraș, în Banat, peste tot găsești teren care a fost lucrat cu plugul. Adjectiv, adică terenul ăla a fost brăzdat. Arat. Arat a fost. Jucăm bine cu doamna învățătoare. 7 secunde pentru 800 de lei până acum. Bravo, bun. Să scap de emoții, Felice. Că te văd așa, ești un pic. Felicia. 500 de lei, pentru 500 de lei cuvântul ăsta. Cămăruță de lemn, extrem de bine încinsă. Saună. Saună! Fără nicio literă, învățătoarea până acum. Bravo, fără nicio literă. Am pus accentul pe un încinsă, că acolo e saună. 1300 de lei avem. O să tot urcăm la definiții, o să tot urcăm și la bani. Ai zis de familie frumoasă, ce înseamnă asta? Am o fiică ce în curând va deveni majoră și e înfiorător. E copleșitor, mai bine zis. Păi înfiorător, că tu mă sperii pe mine. Și fiica mea se apropie de adolescență. E copleșitor. Dar cum adică înfiorător? Că ai... Nu, e greșit spus înfiorător, e copleșitor. Vezi cuvintele la jocul cuvintelor? Niște conștientizări acolo care... Da? Acum încep, da. Așa-i? Și lucrez cu mine în a accepta toate acestea. Cum o cheamă? Diana. Și am și un soț minunat. Sunt convins. Da. Mi-am găsit sufletul pereche și e mare lucru. Ce face? Cu ce se ocupă? Este inginer. Inginer constructor. Ești adorabilă ca atitudine, ca vorbă. Mulțumesc. Sunt fericiți elevii tăi. Sper. Felicia. Verb la infinitiv. A apuca și a strânge cu dinții. Literă. Aș înfige colții. Copiii noștri fac dinți. A mușca. Și mușcă. Asta era. 1700 de lei. Alex, ținte bine. Ai văzut cum le dă? Da. Cere puține cuvinte, puține litere. Bravo, Felicia. 3 minute 36 de secunde mai avem. Bun. Stai la casă? La casă. În Călăraș? Da. Parter, etaj, nu mai contează, casă. Curte, curticică, locuri prăfuite pentru cutiile cu amintiri. Literă. E un loc ăsta. La casă, la casă. La bloc nu e. Mai e și la bloc, dar e așa comun. Literă. Spațiile alea de depozitare, Felicia. Niște spații de depozitare. Pentru amintiri. Literă. Acum nu neapărat. La înălțime, sus, la înălțime.
la casă, la casă, spațiile de depozitare la înălțime. Literă. Poduri. Nu un pod. Un pod. Avem un pod nefuncțional. Poate de aceea n-a venit. Aoleu, trebuia să te întreb. Aveți și pod. Podul. Bă, cine a luat podurile? Cristi, a luat careva. Ai luat, Alex, podul? Da, mai dupălit. Podurile. A... 3 minute și 3 secunde. Un cocktail care promite tinerețe fără bătrânețe. Elixir. Excelent, doamna învățătoare. Excelent. Am recuperat tot din podurile alea. Fuu, cât ne-am încurcat. Cât am stat la podurile alea și câte secunde am pierdut și câte litere am pierdut. Las-o așa, uităm. 700 de lei, 7 litere. Cum le zice alea, mă, Alex, Particular. Partituri, măi, Alex. Partituri, a, da, cu muzica. Partiturile erau muzica, da, alea unde te-ai încurcat tu, Felicia. Compoziții muzicale, că vorbeam cu Alex de partituri. Compoziții muzicale. Piese, creații, cântece. Tu știi regulamentul acestui Litera. Concurs? Felicia, regulamentul, eu n-am voie să-ți confirm. Creații. Doamne, l-ai spus. Am avut nevoie de literă pentru confirmare. 100 de lei. Ai spus. Eu nu pot să-ți confirm. Da, creația pasă. Mă gândeam la faptul că sunt creațiile de atâtea tipuri, în atâtea domenii. E adevărat. Am preferat să mă asigur. Poate să fie și în artă, și în arhitectură, și în de toate. Sistemul confirmă. Felicia. Verb infinitiv. A desface elementele unui sistem tehnic. Literă. Ah, a desface. A decabla. Decabla. Hai să ne învârtim în jurul cuvântului, că în 24 de secunde trebuie să-l găsim. Hai, hai, că suntem acolo, când deconectezi firele unei legături. Suntem acolo, suntem în cuvânt, Felicia. Suntem în cuvânt, hai, hai, suntem acolo, 14 secunde, hai că putem. Hai, 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 da, hai, 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 doamna învățătoare, a scoate din priză, hai că putem. Hai, suntem în cuvânt, nu cred că-l ratăm pe ăsta. Scoate din priză. Da, 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 a debranșat de la gaze, de exemplu. Închide. O, decupla. Pace. E o vorba a bunicii mele. Așa spunea, pace. Frumoasă vorbă. Relax. Cât de mult contează pentru un învățător liniștea asta interioară? Că o transmite mai departe, nu? Și entuziasmul. Și entuziasmul, da. Da. Se învață în primii ani. Bine, se învață acasă, la început. Felicia, 800 de lei. Putem. Să începem să nu ratăm. E important. Care poate fi potrivit și fixat pe mărimea fiecăruia. Literă. Îi poți modifica înălțimea, forma chiar. Este literă. Adjectiv. Poate literă. Fi îndreptat, poate fi refăcut. Ceasul, literă. Dacă rămâne în urmă, uite, stai să mi-l... Reglabil. Legătură cu ceasul. La ceasul ai prins. Da. Mă pregăteam să-mi reglez ceasul. Da, mă gândeam numai la ajustabil, la cu totul altceva. Alea grele, da, complicate. Da, mă duceam către haine. Doamna învățătoare, avem 2900 de lei. Bun. Atenție aici la definiție. Dacă ai răbdare, câteva secunde și te văd liniștită, pace. Deci ia-ți pacea asta de câteva secunde să citești definiția. Și o să găsești cuvântul. Instrumente financiare pe care sunt afișate holograme. Cât de simplu. Cristi, l-ai. Holograme. Da, pe niște instrumente financiare. Instrumente financiare. Păi mai zi. Sunt foarte greu de falsificat, dar pot fi falsificate. Literă. Dar sunt greu. Niște bilete de bancă greu de falsificat. Ia. Literă. Literă. Hai, o literă.
O să dispară, lumea zice. Cât de ușor e, literă. Păi tu zici că e ușor. Circulație internațională, circulație națională. Da, 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 mă, pot să-ți dau 500. Doamne, bancnote. Da. L-ați prins? Da. Toți l-ați prins? Ia uite. La îndemână. Liniște. Fericea. Peace. Pace. 900 de lei. Pentru 900 de lei un cuvânt. Care are trăsături potrivite pentru a apărea într-un mediu de comunicare vizuală. E adjectiv ăsta, adică... Literă. Ce-ai? Păi! Telegenic. Excelent! Păi am făcut pentru confirmare. Când ai literă... Auzi, dar tu ai știut că e telegenic. Da, dar aveam nevoie de confirmare. 100 de lei? Da. 4300. La cât te-ai oprit, Alex? 5800. La 5800. 4300 are doamna învățătoare. Mai am 3. 3. 3. Putem. Feli, putem să fim pe prima poziție. 4300 de lei. Încep? 3. Ăsta e de 9. 900 de lei. Căi prestabilite care urmează să fie parcurse. Planurile alea de călătorie care urmează să se desfășoare. Itinerare. Mamă, mamă. Mamă. 5200 învățătoare. Excelent. Doamna învățătoare, foarte bine jucat. Fără literă. Mulțumesc. Alex, 5800 la tine. 6 litere distanță. Două cuvinte? Două. Alea grele. Alea de 1000 cu 1000. Adică ne putem duce la 5200 cu 2000? Doamna învățătoare, atenție la definiție. E cu ghilimele. Restaurant drive-in pentru vehicule. Literă. Putem, putem. Literă. E... Literă. E amplasat în zone accesibile de obicei. Literă. Deci, uite, restaurant drive, vehiculele. Se duc literă undeva și mănâncă. Oh, e ușor. Vehiculele, e foarte literă ușor. Vehiculele mănâncă undeva, Felicia, și ele. Doamne, benzinărie. Păi nu, vehiculele unde mănâncă? De aici ghilimelele, am înțeles. Da, restaurant pentru vehicule. Mergeam numai către, nu spun ce, că sunt firme. A, te-ai dus la... Da. Nu e cu nume proprii. Jocul cuvintelor, da, nu e cu, da, nume proprii. E doar cu substantive, cu toate, cu verbe, comune. Asta știu, dar căutam un substantiv. Nu e cu substantive, da, proprii. Da, bun, da. 5600. Domnul Alex, 5800, da, aveți, da? Felicia, să-ți gândești următorul pas. Ai timp mult. 46 de secunde. Deci timp avem. În funcție de câte litere poți să mai ceri litere, 7 litere poți să mai iei ca să ajungi pe prima poziție. E bine să și aduni. Doamna învățătoare, definiție pentru 1000 de lei în 46 de secunde. Expresia individualității unei persoane. Personalitate. Literă. Identitate. Literă. Identitate. L-a luat! Excelent! 6500, doamna învățătoare. Ce frumos a fost. Mă simt liniștită. Cum o chema pe bunica? Petra. Petra. Dumnezeu să o odihnească. De asta am spus să o chema, că mă gândesc că e doar între noi pe aici. Felicia, doamna învățătoare, pace. Pace. Mulțumesc. Mulțumesc.